Aș mai vrea să te întreb dacă ce formulare ar trebui completate, când se plătește acest impozit, trebuie să prezentăm anumite documente când vrem să facem declarația asta și ce se întâmplă dacă am foarte multe tranzacții. Trebuie să duc pentru fiecare sau fac un tabel sau... Procesul pentru venitura din alte surse este în felul următor. Se depune o declarație, numită declarație unică, privind impozitul pe venit și contribuții sociale, care, dacă e să ne referim la anul 2018, ea trebuie depusă până la 15 martie 2019. Declarația aceasta este nouă, a fost introdusă anul acesta. Deci dacă avem tranzacții din ani din urmă, procesul e un pic diferit, dar o să mă acces la ce avem în prezent. Bun, și depunem declarația respectivă, care are o bifă, venită din alte surse. Și apropo de documentație, nu mai este nevoie de anul acesta să depunem și documente justificative în care să arătăm de ce, cum am ajuns la venitul declarat. Însă este bine să le avem ca și becă, pentru că autoritățile au dreptul să verifice oricând ce am declarat noi acolo. În cazul specific al criptomonedelor, aici este relativ ușor de justificat venitul, fiecare tranzacție având în spate backup document. Ce aș mai spune este că declarația aceasta se depune până pe 15 martie, iar impozitul, care ziceam, este 10% la întreaga sumă, îl plătim tot până pe 15 martie. Și îl calculăm noi singuri ca și contribuabil, adică 10% la suma pe care o declarăm.